Wow. Wow, nu mă așteptam. Salut, salut! Hai să vă arăt niște tartar de ton cu avocado și susan. Excelent la gust. Acum, mai întâi, hai să discutăm ce e la tartar. E ton crud. L-am cumpărat congelat de la Edenia. O să vă zic la final exact de unde și cât a fost. E soiul ton cu aripioare galbene, dar orice fel de ton se poate mânca și crud. Uitați numai ce fain arată aici, dar mai întâi să trecem peste faza că mănânci ton crud. Cum adică crud? Cât de crud? Crud, crud, adică negătit absolut deloc, ca și cum ai fi prins peștele și l-ai tăiat și începi să mănânci din el. Uitați aici, vă ofer un exemplu, o bucată de ton crud, pun numai un pic de sare pe ea și un pic de zeamă de lămâie și o servesc, ca să zicem așa. Și uitați că n-am pățit nimica, încă sunt aici și încă vă pot povesti. Lived to tell the tale. Bun, acum cum facem frumusețea asta din farfurie? Foarte simplu, cu un avocado, o lămâie, niște sare și un pic de sos de soia. În primul rând, tăiem carnea de ton în cubulețe. Cubulețele pot fi mai mici sau mai mari, după preferință. Eu le-am făcut de o mărime medie, să zicem. După aia am deschis un avocado și l-am tăiat și pe el cubulețe. La fel. Apoi am turnat deasupra niște sos de soia, zeamă de lămâie și am pus un pic de sare. Am amestecat tot conținutul, fain frumos, cu o lingură. Și am mai pus deasupra niște semințe de susan. I-am amestecat susan alb cu susan negru, dar e mai mult negru. Special pentru acest video mi-am cumpărat o formă de prăjit ochiuri, asta, rotundă. Mai sunt și inele de burgeri care le puteți folosi ca și formă pentru tartar sau orice formă aveți. Cred că puteți lua și un bol micuț, îl umpleți, îl puneți cu capul în jos pe farfurie, băgați la frigider 10 minute și după aia când ridicați bolul o să-și păstreze forma. Asta am făcut și eu, am pus tot amestecul în forma asta. L-am turtit bine, asta trebuie făcut dacă vreți să rămână în forma respectivă și l-am dat la frigider 10 minute. Între timp am tăiat niște ardei și am prăjit niște pâine, fiindcă se mănâncă simplu doar cu pâine prăjită. După ce l-am scos de la frigider, am sperat să-și păstreze forma și să nu se împrăște tot când ridic inelul și am reușit. Apoi am făcut aranjamentul în farfurie cu niște bucăți de ardei tăiat și două felii de pâine prăjită pe care le-am ciopărțit așa, scuțite, ca să aibă o formă mai interesantă, să zicem. Bineînțeles, am pus deasupra și un pic de susan de aspect și niște sos de soia de jur împrejur. Îmi place cum a ieșit și aranjamentul. Hai să-l și degustăm și să vedem părerile lui Alex din timpul trecut. Hai să și gustăm din acest tartar de ton deosebit de frumos. Uitați aici cum arată. Ce bine merge sosul de soia și gustul ăla de susan. Deci, n-am crezut că o să fie chiar așa de bun. Wow! Wow, nu mă așteptam. Sper să încercați și voi acasă chestia asta. 40 de lei au fost 400 de grame de ton de la Edenia. Dacă sunteți în Cluj, eu l-am luat de la Carrefour Vivo, nu direct, am comandat prin aplicația Bringo. Nu e sponsorizat, vă zic numai de unde puteți să vă cumpărați dacă vreți să încercați bunătatea asta acasă. Uitați numai cât a rămas. Vine lingura. Un fel de roboțel care urmărește lingura oriunde o mut. Așa că pot să fac shoturi de genul ăsta.
cea mai bună masă din postul ăsta. Sincer să vă zic, nu credeam că o să gust vreodată așa ceva, am văzut și eu tot în videouri, dar uitați că se poate face și acasă, e chiar simplu de făcut și foarte gustos. Și din ce am citit pe net, e și sănătos, că doar are proteine, grăsimi sănătoase din avocado, susan și atâta. Mersi că v-ați uitat, până la următorul video, vă salut!